22 de unități de învățământ din județul Nams fac parte din lista celor care implementează programul catalogului electronic în școli pilot în anul școlar 2023-2024 și anul acesta doar una este din municipiul Roman. Acestea sunt Liceul Teologic Ortodox cu Vioasa Parascheva Agapia, Școala Gimnazială Bălțătești, Școala Gimnazială Gheorghe Săvinescu Crăcăuani, Școala Gimnazială Gheorghe Sândulescu Dragomirești, Școala Gimnazială Numărul 1 Dumbrava Roșie, Școala Gimnazială Episcop Melchisedec Ștefănescu Gârcina, Școala Gimnazială Carmen Silva Horia, Școala Gimnazială Ion Creangă, Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costachi Mănăstirea Namț, Colegiul Național Calistrat Hogaș Piatra Namț, Colegiul Național de Informatică Piatra Namț, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Asachi Piatra Namț, Colegiul Tehnic Forestier Piatra Namț, Colegiul Tehnologic Spiru Haret Piatra Namț, Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Namț, Liceul Economic Alexandru Ioan Cuza Piatra Namț, Școala de Artă Sergiu Celibidache Ro școala gimnazială I. Gervescu Săvinești, școala gimnazială Vasile Mitru Tașca, Colegiul Național Ștefan Cel Mare Târgu Neamț, Liceul Vasile Conta Târgu Neamț, școala gimnazială numărul 2 din Piatra Neamț. La nivel național, numărul școlilor care vor folosi catalogul electronic în cadrul programului a crescut de la 742 anul trecut la 1156 anul acesta.